Breaking news, vedem imagini de la Cotroceni. Klaus Iohannis este acolo față în față cu Ludovic Orban și premierul Câțu într-o situație destul de complicată între ei, pentru că președintele îl susține pe Câțu în fața lui Orban pentru șefia partidului. Marina Cioacă ne spune ce se întâmplă la Cotroceni. Marina. Bun găsit tuturor! O întâlnire în plină desfășurare aici la Palatul Cotroceni, care a început în urmă cu câteva minute. Participă la această întâlnire pe lângă președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Câțu, dar și președintele PNL Ludovic Orban. Este practic prima întâlnire față în față între Ludovic Orban și Florin Câțu după neînțelegerile din coaliție, după acel scandal de ieri pe secția specială, mai ales în contextul în care cei din USR Plus amenință vor ieși de la guvernare și vor rupe această coaliție din cauza desființării secției speciale. Și de această dată Klaus Iohannis trebuie să acționeze un adevărat mediator între liderii coaliției de guvernare și în acest context președintele Klaus Iohannis își arată tot mai des susținerea pentru premierul Florin Câțu în acea luptă pentru șefia PNL. Va participa președintele Klaus Iohannis mâine la ședința de guvern, unde profită președintele, se va aproba un memorandum pe educație. Klaus Iohannis va merge la această ședință de la ora 13 și este practic un semnal extrem de important, un alt semnal dintre multele din ultima perioadă, că îl susține pe Florin Câțu la Congresul pentru șefia PNL din 25 septembrie.